Bun găsit, prieteni, ultima etapă a sezonului o găsește pe Chindia, pe un neașteptat loc 6 de play-off, pe care îl poate consolida astăzi să juca internaționalul moldovean Vadim Rață, care este suspendat. În rest, nu avem mari surprize. În poartă este Aioani, Martac, Pițian, Fomba și Tiberiu Căpușă joacă în apărare. Patru oameni la mijloc, obișnuitul 4-4-2 cu Neguț, Iacob, Dulca și Denis Dumitrașcu. Iar în atac sunt cei doi oameni care se înțeleg excepțional în ultima vreme, Daniel Florea, capitanul echipei, și Daniel Iliuță Popa. Cei doi au marcat împreună 7 din cele 10 goluri pe care le-a reușit până acum Chindia. Atenție, avem un debut în ceea ce privește arbitrajul la Liga 1. Este vorba de Sabolj Kovac, fratele lui Ivan Kovac. Să vedem și trupa oaspete cu Greab în poartă, Matei Leca, De Lond și Mușat în apărare. Tot 4-4-2 cu Drăghici, Mezacoli, Șerban și Grecu la mijlocul terenului. Foarte bunul Sefas Malele și Mediop Ndiaye în atac. Malele are 6 goluri înscrise. Este pe locul 5 în clasamentul golghetelor din Liga 1 după Mantă, Nase, Keita și Cardozo, ceea ce reprezintă o performanță atunci când joci la ultima clasată. Cei de capitani e Florea și Șerban și vă vorbeam de Sabolj Kovac. Are 32 de ani și iată-l, seamănă evident, este fratele lui Ivan Kovac, iată-l debutând astăzi la Liga 1 după ce a mai fost de 3 ori rezervă în acest sezon. Are un asistent experimentat pe Vasile Marinescu și unul aproape la fel de începător ca el, Ionuț Bobe. Rezervele celor două echipe. Chindia este neînvinsă de 3 runde. În 8 din cele 14 meciuri pe care le-a jucat până acum nu a luat gol. Acasă, ce înseamnă acest acasă, fie Ploiești, fie în ultima vreme, acum cu 19 puncte, vă spuneam, este pe locul 6. Acțiune excelentă a lui Popa. Popa! Și este prima ocazie a meciului. Popa, de când a venit la Dinamo, are un meci pe care Ripensia l-a câștigat cu 16-0 în fața unei echipe ca și desfințate, Foresta Suceava. Șansă pentru Chindia. Centrarea lui Neguț este blocată. O minge pe care o aștepta Denis Dumitrașcu. Portarul Greab devenit titular la FC Argeș după ce Croitoru și cu Micle au greșit pe bandă rulantă. FC Argeș a avut și destul ghinion în anumite momente, să ne amintim finalul partidei cu Dinamo, când ar fi trebuit să primească un penalti mai clar, aproape că nu se poate. Dar Marian Barbu nu a observat acel fault și Dinamo a câștigat cu 1-0. Piteșul putea să mai acumuleze un punct. Tot Necuț este cel care se pregătește să execute. Centrarea este pe lung, n-arată rău, intervenția lui Greab, dublă intervenție. A urmărit Pițian, profitura de cap a lui Iacob. Mie mi s-a părut, ajutând reluarea, că a fost fault la duelul dintre Iacob și apărătorul la... Marcaș! Marcaș! Probleme în controlul balonului pentru Gabi Matei, care trece de Dumitrașcu, centrează. Mie mi s-a părut că mingea i-a sărit în mână lui Malele. Elvețianul s-a născut în Angola. Centrare destul de bună, dar nu era nimeni pe 16. Respinge Neguț. O centrare care a surprins defensiva. Aici Șerban, acum în Ndiaye, pasă foarte bună la Mușat, care are timp să-și pregătească centrarea. Intervine Iacob, Aioani salvează echipa, Șerban cred că a șutat. Ce paradă are Aioani, rămâne 0-0. Imensă ocazie de gol pentru FC Argeș. Neguț pasează moale și apoi îl faultează pe Drăghici, așa este. Greșeală mare a lui Neguț. Uftură liberă făcută cadou piteștenilor. Al doilea zi, cică! Mai băieți, da, acum!
Ușat, atenție, mare experiență. Între 2005 și 2013 a fost legitimat la Dinamo, apoi a plecat la Vaslui. Ușat poate da pe poartă din această poziție. Așa și face, intervine în coata Ioanii, minge grea pentru că am impresia că Tiberiu Căpușă a deviat balonul. Scapă ce din urmă Chindia. Grecu pentru Mușat, să vedem centrarea, n-arată rău. N-arată rău, iese însă bine Căpușă și un șut care se duce în înaltul peluzei. Mingea n-a ieșit. Lung de linia lui Neguț, recuperează Leca, din nou Șerban. Malele, penalti pentru FC Argeș, faultul lui Fomba. Sefas Malele își face iarăși datoria, prieteni. Nu sunt convins că a fost. Nu văd vreun contact, să vedem de aici din spate. Ba da, este. Vede bine Sabolș Kovács, decizie importantă pe care o ia la debutul său în Liga 1. Va executa Șerban. Șerban a adus 3 puncte celor de la FC Argeș în meciul cu Astra. Te rog frumos, un cioc, minim pe mine. Colegul se verifică, uite-te la mine. Colegul se verifică. Tot din penalti a marcat atunci Șerban. Foarte bine bate Șerban, este 1-0 pentru FC Argeș din minutul 34. Prepeliță. Sigur, în acte, Eduard Augustin este antrenorul echipei, dar Andrei Prepeliță, iată, face repede pasul spre o altă carieră, da? Penaltiul este clar, se vede pe această relare. Florea, pas excelent la Neguț. Neguț îl întoarce pe Matei. Neguț, balon! Este autogolul lui Deland. Mingea a lovit bara, după care Deland și-o introduce în proprie poartă. Extraordinar, egalează Chindia după mai puțin de un minut. Omul care a obținut penaltiul. Șerban, centrare spre Mediop, care reia în bară, faza continuă cu Malele. Mediop în diaia, aproape de primul gol înscris în acest sezon pentru FC Argeș. Șerban, partidă neașteptat de frumoasă, trage din întoarcere și Mezzacoli. Recuperează Neguț, blochează însă bine Leca, o pasă care îl putea pune într-o poziție bună pe Popa. Hands făcut de Fomba. Nu este penalti. Ce face Emil Săndoi după ce a început bine meciul? Fomba face două greșeli neașteptate. Iată ce hands este aici. După părerea mea, trebuie și cartonaș galben. Bine, Fomba pretinde că a fost faultat de Ndiaye. Șansă mare pentru Mușat. Da, Florea îi explică lui Sabolș Kovács că se bagă sub el Mediop în diaia. Adevărul este undeva la mijloc. O șansă mare pentru Mușat, care n-a mai înscris în campionat din 2016. Juca atunci la Botoșani și puncta împotriva CFR-ului. Mușat limerește în plex pe Pițian, trage și cu dreptul în blocaj. Pițian strânge din dinți și se ridică. Marco,
Tot Mușat aruncă spre Drăghici. Mezzacoli ajunge înainte Neguț. Trebuie să fie foarte atent Leca. Popa îl pândește. Popa îl pândește și este cât pe ce să-l deposedeze. Oricum Chindia recuperează. Florea. Florea pregătește centrarea bună la Neguț. Neguț îi ajunge balonul un pic în spate. Ratează și preluarea. Ce contraatac bun a făcut Chindia. Șut excepțional al lui Marco Dulca. 2-1 Chindia în minutul 41. Șut excepțional. Ăsta este cuvântul pe care îl reușește Marco Dulca. Ce răsturnare de situație. Primul gol în Liga 1 pentru băiatul lui Cristi Dulca. 2-1 Chindia. Fantastic. Minunat șut. Minunată execuție. Dulca se izolează acolo în flancuri. Băi, de Mezzacoli nu avea voie să centreze. Greșeală majoră a lui Mezzacoli. Greșeală lui Martac. Să vedem dacă profită Blej de aia. Martac este deosebit de tenace. Iată, se ține de adversar, blochează pentru moment acțiunea. Blejdea arată că a fost călcat, dar mai bine își vedea de fază. Malele a încercat să combine cu el, dar Blejdea, total neprofesionist, renunță la fază, la așteptarea fluierului, care nu a venit. Fombal lângă Malele. Este duelul care a produs penaltul din care a deschis scorul. FC Argeș, centrare bună, Ndiaye, Blejdea, no, joc periculos. Joc periculos al lui Blejdea. Linge lungă încercată de Mușat spre Malele. Este atent Aioani. Aioani a făcut până acum o partidă foarte bună. La scorul de 0-0 a avut două intervenții excelente. Cată de acest Valmir Berisha, care a fost la Rio cu naționala olimpică a Suediei, a jucat la cluburi bune, Panathinaikos, Cambur, în Norvegia, la Alesund. Nici măcar nu este bătrân, are doar 24 de ani, nu a jucat grozav însă. De când a venit aici la Târgoviște, șut bun din întoarce. Se înalță foarte bine Blejdea, Malele, atenție la această fază, este în el cu Pițian. Malele încearcă să se întoarcă, luptă cu Iacob, șut din unghi. Foarte bine s-a descurcat până la urmă Malele, chiar dacă cei de la Chindia au cerut la un moment dat un hands. E un jucător bun. Nu întâmplător a dat 6 goluri. El este cel care a obținut penaltiul astăzi. Intervenția lui Fomba aici, mă rog, este o intervenție bună, dar cred că putea să-i lase mingea lui Ioani. Cred că pur și simplu nu a ascultat de ceea ce a strigat portarul. Este corner. Excelentă intervenția lui Berisha, cred, dacă am văzut bine. Mezzacoli. Neguț recuperează în marginea careului. Neguț l-are în față pe Turda. Neguț centrează. Se aruncă spre minge Popa. Intervine în ultima clipă Mușat. Dulca se luptă cu Ndiaye. Riscă destul de mult Ndiaye. Până la urmă se degajează și o face bine la Blejdea. Apare acolo Căpușă. Matei se vaită iarăși. Acțiune bună! În Diop, atenție, Grecu, gol, 2-2! FC Argeș egalează cu această execuție minunată a tânărului Grecu. 2-2 în minutul 72, a doua reușită a lui Grecu, care a mai înscris în victoria cu voluntari. Fotbalistul crescut de viitorul l-a împrumutat, a jucat și la FCSB câteva minute în sezonul 2017-2018. Mediop are mari merite și a păstrat calmul.
nu a șutat în blocaj. Și iată, 2-2. Nu sunt multe echipe care au dat cel puțin două goluri Chindiei. Hermannstadt a câștigat cu 3-1 pe terenul târgoviștenilor. FCSB și Șepșii mai sunt echipele care au înscris. De fiecare dată Chindia a luat aceste goluri multe în meciurile. Au mai câștigat pe teren propriu din 17 octombrie, de mai bine de două luni. Neguț! Mult peste. Poziția nu e. Matei s-a uitat după un coleg în careu pentru o centrare. A preferat să întoarcă la Șerban. Mezacoli. Greșește aici Grecu. Recuperează Matei și să vedem decizia. Ei, aici este o fază complicată. Să vedem dacă nu cumva s-a înșelat Sabolș Kovács. După părerea mea este penalti. După părerea mea este penalti la acest balon. După părerea mea, Matei, care de forțează contactul, este împiedicat să ajungă la minge. Da, și Denis Dumitraș cu fundaș stânga. Prima greșeală făcută, după părerea mea, în Liga 1 de centralul Sabolș Kovács. Cred că trebuia să dea penalti pentru FC Argeș. Păcată lovitură liberă pe care o execută Neguț. Berișa și cu Turda, nu știu cât înțelege Berișa, vine de ceva vreme în România, dar nu știu dacă a înțeles tot ceea ce a spus Kovács. În fine, lovitura liberă. Nici nu era greu de înțeles să se potoască, să nu se mai împingă cu Turda. Minge trimisă direct pe poartă, cât pe ce să-l surprindă pe Turda, cade acolo Popa, pretinzând că a fost faultat. A fost regulamentar duelul cu Mezacoli. Devine Șerban, centrare bună, Popa! Apără însă fără probleme grea. Popa a sărit mai bine decât Șerbănică. Malele. Șerban. Acțiune bună a lui Blejdea, atenție la această fază, Blejdea, ce bine s-a desculcat Marco Dulca. Decajează însă prost șutul lui Mezacoli, se duce peste bar. Pasă excelentă pentru Malele, care preia această minge. Malele! Intervenția lui Căpușă, trecut în fundaș dreapta, este decisivă. Blejdea nu a reușit să câștige prin planul la acel duel. Ce pasă bună a dat Mediop. El a dat și asistul pentru golul lui Grecu. Dar Mediop încă nu reușește să marcheze el însuși. Iacob. Popa. S-a retras Șerban acolo, fundaș dreapta. Fentă foarte bună a lui Neguț. Iacob, ușor totuși. S-a temut să durateze execuția și a dat moale. Chindia nu pare deosebit de grăbită. Până la urmă, poate că rezultatul nostru supără foarte tare. Este o șansă pentru Burama Fomba. Centrare, gol!
Pițian, se ridică fanionul! Se ridică fanionul, sunt revoltați jucătorii Chidiei. Să vedem, poate a fost fombat în offside, golul este anulat. Aici nu este treaba lui Kovac, ci a experimentatului Vasile Marinescu. Să așteptăm o reluare. Ia să se întâmplă aici. Wow, da, e offside, incredibil. Incredibil, vede Marinescu, incredibil, incredibil moment. Zici că a avut varul la el, un var portabil. Foarte bună decizie. Șut deviat acum al lui Șerban, prins de Ioani și probabil că ne îndreptăm spre această remiză spectaculoasă, 2-2, spectaculoasă și echitabilă. Gata să bată în această seară, iar Botoșan și Clinceni să nu câștige la Voluntari, respectiv la Dinamo. În caz de egalitate la puncte, se va face un clasament în 3, iar Chindia stă cel mai bine din acest punct de vedere, urmată de Clinceni, iar Botoșan probabil că va rata, bineînțeles, în ipoteza în care cele 3 echipe încheie clasamentul cu același număr de puncte. Așadar, FC Argeș cu Greab în poartă, așezare 4-2-3-1, Tofan, Marici, Turda și Mușat în apărare, Mesa Coli și Honciu la închidere, Grecu, Palici și Cristi Dumitru, mijlocaș ofensiv, vârf de atac Sefas Malele, 4 străini în lot, primul 11, FC Argeș nu-i poate folosi pe Ionuț Șerban, care este suspendat, și pe Pablo De Lucas. Sefas Malele, unul dintre golgheterii campionatului, este pe locul 3 în clasamentul golgheterilor. Acesta este paraguayanul David Mesacoli, care joacă la închidere. Și formația târgovișteană cu Aioani în poartă, așezare 4-4-2, Căpușă, Pițian, Celea și Fomba în apărare, Rață, Iacob, Dulca și Dumitrașcu la mijloc, Popa și Florea, jucători de atac, lipsesc Cornel Dinu și Diaz, iar Neguț este doar pe bancă. Rezervele celor două echipe. Cristian Neguț, observați, pe bancă, jucător mai puțin de 30 de secunde. Lovitură liberă pentru FC Argeș. A sărit Paul Iacob, neregulamentar acolo, cu cotul în față. Palici bate lovitura liberă. Croatul trecut pe la Dinamo, aruncă această minge în careu și o face destul de bine. Este corner. Fomba s-a grăbit, a șters această minge, pe care dacă o lăsa să treacă, ar fi fost, s-ar fi terminat cu un simplu aut de poartă. Repunere pentru Chindia. Așa, este corner pentru FC Argeș. Tot Palici se duce să bată. Palici are două goluri înscrise pentru FC Argeș în acest sezon. Bate cu stângul, cu efect spre poartă, bună centrare. Respins Dumitrașcu și acum un balon prins de Aioani, atent. Sorul împrumutat de la FCSB. În ianuarie a venit. Este al doilea cel mai tânăr marcator în cupele europene pentru FCSB. A scris cu Milsami în vara lui 2019. Chiar oare ce se mai întâmplă cu ochii roșii? Cel mai tânăr marcator al formației bucureștene în cupele europene. Lovitură liberă, bătută. A fost o intrare însă mult prea energică și din inerție Dumitrașcu și-a dobrut adversar. Salat!
Din nou Palici, din nou cu piciorul stâng. Linia de apărare la 16 metri, pleacă centrarea în brațele lui Ioani. Este o intrare violentă, o intrare dură. Mesacoli a faultat, nu, cred că Turda. Turda primește cartonaș galben și nu e început prea bun pentru stoperul piteștean. Într-adevăr, atacă mingea, dar e cu piciorul sus, piciorul vine de sus în jos pe minge și îl lovește destul de violent și pe adversar. Primul cartonaș galben al meciului, Grigore Turda. Și pe stadionul Dinamo, Clinceni are 1-0. Lovitură de cap din offside însă. Palici aruncă această minge în careu, vine Nise la bara a doua, cred Tofan. Și este din nou corner. Palici traversează terenul. Interesant sistemul de apărare al lui Săndoi, un om la bară, un libero. Libero este Iliuță Popa, el va împiedica, va intercepta mingile care vin la prima bară. Iată acum centrarea, deviere periculoasă, a respins Pițian. Pasă pentru Dumitrașcu, dar intervine primul acolo, mușat. Malele. Și acum Costinel Tofan. Sări mingea dintr-un smoc pentru Eliuță Popa, care a sărit la cap. Rață urmărește acest balon. Degajat prost de Greab. Rață! Ce pasă la portar! Ce ocazie ratată de Vadim Rață! A fost o pasă la portar, practic, din 15 metri. Poziție centrală, minge descoperită. Minge scoasă de pe linia porții. Foarte bine bătut acest corner. Acolo a fost Vadim Rață, care a scos de pe linia porții o minge care se ducea în gol clar. Deviere pe spate reușită a lui Popa, continuă Vadim Rață, dacă poate pasa, o face într-adevăr Dumitrașcu! Șut formidabil al lui Dumitrașcu, din prima, cu stângul, lângă bară și Greab este învins, 1-0 pentru Chindia. Fază frumoasă, bună pasă dată de Vadim Rață, iar Dumitrașcu venit în forță, dă din prima. Mai rar vezi asemenea goluri la noi. Șut tare, șut cu stângul. De aici vom vedea, cred, mai bine. Da, o ghiulea pe care Greab nu poate reține. Da, e frumos din orice unghi. Golul marcat de Dumitrașcu. Și iată-l pe Dumitrașcu înscriind al treilea său gol în acest sezon pentru Chindia. De pe linia porții, dar de Vadim Rață. Aici revedem reușita de excepție a lui Denis Dumitrașcu, cu același Vadim Rață pasează. Florea sare peste minge și veni tare din urmă. Denis Dumitrașcu prinde această torpilă care înfundă plasa. Singurul gol al primei reprize. Schimbare la...
Malele, acolo este însă și Celea, intervenție precisă a lui Celea, care trimite mingea în afara terenului. Celea a venit din Polonia, de la SK Łódź. Năstăsie, centrare pe jos. Iacob n-a reușit să respingă așa cum și-ar fi dorit. A venit și jutul lui Honciu cu aceeași, în aceeași parametri. Funda stânga format la Dinamo. Și șansă bună, șansă importantă pentru Malele, care pasează în lateral. Năstăsie întoarce mingea pentru acest șut care trece peste. Ocazie mare, ocazie importantă, ratată de Honciu. Pasă bună lui Năstăsie, fără să se uite. Centrarea lui Palici arată bine. Vine Năstăsie, atenție, penalti! Penalti făcut de Dumitrașcu. Dumitrașcu îl lovește pe Năstăsie în gleznă. Cred că Ișvan Kovac s-a luat mai degrabă după sunetul acestei ciocniri. Ia. Da, îi dă în picior. Hai să vedem dacă atinge și mingea. Nu. Mingea pare să fie atinsă tot de Năstăsie. Da, Năstăsie atinge mingea. Este fault, am auzit și eu în căști zgomotul lovirii, zgomotul ciocnirii celor două ghete. Și Sefas Malele bate acest penalti pe linia porții a Ioanii. În acest moment, FC Argeș este echipa cu cele mai multe penaltiuri din Liga 1, incredibil, are 9 penaltiuri, toate transformate. Și înscrie Malele cu un șut splendid, sub bară. 1-1. 1-1, iată, după o veste bună, vine imediat vestea proastă pentru Emil Săndoi. La voluntari este egal. Aici este de asemenea egal. Gol marcat din penalti de Malele. Execuție impecabilă, imparabilă. A dat tare, a dat sus, n-ai cum să apere așa ceva. Este 1-1. Dar timp mai este pentru Chindia, care a văzut că s-a grăbit să scoată mingea din poartă și să dea drumul la joc. Nu uităm, antrenorul Emil Săndoi a fost 2 ani de zile antrenorul lui FC Argeș. A condus pe FC Argeș între 2017-2019. A fost și jucător la această echipă. Malele reușind să treacă, Malele pasă înapoi. Honciu, Năstăsie în blocajul lui Fomba, a stat foarte bine Fomba, l-a blocat. Malele din nou, Malele, șutează Malele! Prinde aioarul Chidiei, este reluat apoi de Cristi Dumitru. Nu prinde spațiul porții, oricum șutul n-a fost foarte puternic și pe linia porții era... Da, mingea aruncată peste apărare, se retrage defensiva, Fomba trage fără să stea prea mult pe gânduri și trimite mult alături. Sau lucrurile se pare că va fi exportat de FC Argeș. În fine, Grab și-a revenit. Mingea câștigată de linia de mijloc a FC Argeșului. Pasă bună și Năstăsie face 2-1. Foarte important a fost introducerea lui Năstăsie. Năstăsie finalizează o combinație la care Malele a dat asistul cu o excelentă pasă cu călcâiul. Se profilează prima victorie obținută pe teren propriu de FC Argeș în meciurile cu Chindia. În cele 6 meciuri precedente pe teren propriu, Teștenii nu aveau nicio victorie. Încă o dată golul. Fomba prins între doi. Prea Năstăsie.
O pasă bună cu călcâiul. Acolo este Celea, n-are curajul să pună piciorul, să întindă piciorul. Probabil că ar fi fost penalti, însă și știe să cadă. Diferență. Este 3-1 în șoseaua Ștefan cel Mare. Dumitrașcu aruncă mingea peste apărare. Intervine bine acolo Honciu, dar a fost offside. Georgian Honciu în imagine, mijlocașul defensiv al lui FC Argeș. Minge respinsă bine de Marici. Și Palici acum îl angajează pe Malele. Malele încercând șutul prin surprindere. Recuperează Mesacoli, Cristi Dumitru. Dumitru, șutează Dumitru, minge deviată, nu, n-a fost deviată, s-a dus direct afară. Aplauze, Salen nu-l poate opri pe Mușat, și se plânge de lovitură încasată în șold. Neguț a venit în 2016 de la Urban Titu, ca și Corbu. Corbu fusese luat la Dinamo de la Urban Titu. Iar Neguț este autorul acelei faze care a făcut deliciul televiziunilor din toată lumea. Dar mai încolo despre ea, iată-l pe Neguț acum. Da, la un meci Chindia FC Argeș cu Săndoi antrenor la FC Argeș. Neguț scapă pe flan, blocat imediat și un contraatac 2-2. Cristi Dumitru oprit însă din acțiunea sa, încerca să dribleze. Rămân oaspeți în atac. Centrare cu exteriorul, minge deviată, se aruncă Iameogo într-o încercare de finalizare de mare spectacol. Malele. Neguț a centrat la faza precedentă cu exteriorul piciorului drept. Și a o pasă în adâncime pentru Malele, excelentă pasă dată de Năstăsie. Malele, 3-1. Visurile Chindiei sunt spulberate. Malele face dubla și FC Argeș și obține prima victorie din istoria acestui club în fața Chindiei. Prima victorie pe teren propriu, FC Argeș, club renăscut în 2017. Malele reușește dubla și face 14 goluri. Am impresia că este pe locul 2 acum. Îl egalează pe Keita. Îl egalează și pe Denis Man, care se nu mai face parte din campionatul nostru. Malele dă 2 goluri, reușind să-l învingă din unghi pe calătatul a Ioani. 3-1. Speranțe risipite aici pe gazonul stadionului Nicolae Dobrin. Chindia va rămâne în play-out. Condamnarea Chindiei. Oh, ce gol frumos, ce gol frumos! Dar este offside. Păcat. Fază frumoasă. Fază frumoasă făcută de Iliuță Popa, care pleacă centrarea înaltă. Sare Iameogo, minge la Neicuțescu, n-are cum să treacă balonul prin acel baraj viu. Mitra, cel care a recuperat acel balon, centrat acum de Neguț. Fără faul! Aruncare de la margine. Centrare șutată, nereușită însă. Și acum Mușat. Minge trimisă destul de bine pe spate. Acolo este Iacob pentru Dulca. Atacuri disperate ale oaspeților. Și
Ișvancova își pune capăt acestui meci, încheiat cu o victorie spectaculoasă a piteștenilor, 3-1, o dublă a lui Malele, completată de reușita lui Năstăsie. Pentru Chindia, Dumitrașcu a deschis scorul în minutul 30, jucătorii Chindiei prăbușiți pe gazon, oricum merită felicitări pentru ce au făcut în acest campionat, pentru ce au făcut în retur, pentru ce au făcut în această seară. Au condus o repriză cu 1-0, au avut la un moment dat, la uzul veștii că este 1-1 la voluntari, au avut senzația și au avut bucuria asta vremelnică că vor reuși să prindă play-off-ul. N-a fost să fie, dar la nivelul posibilităților echipei, comportarea a fost peste așteptări. FC Argeș își apără exemplar șansele, câștigă 3-1, obține prima victorie pe teren propriu în fața Chindiei de când a renăscut acest club în 2017 și în acest moment urcă peste Chindia.